rochetat la un moment dat din viață cu actoria. Recunosc că în continuare sunt foarte emoționată să mă aflu cu picioarele pe scândura Sălim Mar de la Teatrul Național. Adică chiar îmi găsesc destul de greu cuvintele, pentru că e o emoție foarte mare și am și apucat să mă uit spre sală când încă era în întuneric, de pe scenă și... Mă rog, e o senzație care, într-adevăr, pentru care invidiez întotdeauna pe prietenii mei actori, pentru că trăiesc experiența asta. Cred că asta și propune și Beware, să facă din noi actanți în spectacolul orașului și să ne urmărească, că suntem mai mici sau mai mari, că formăm grupuri mai ordonate sau mai puțin ordonate, dar care dau pulsul orașului ăstuia, pe care încă o dată spun, îl iubesc foarte tare.